Bună seara, Mihai. Mergeți din victorie în victorie pe teren propriu. Cum a fost astăzi? O seară frumoasă. Pentru mine pot spune că o seară magică. Și pentru echipă am întors rezultatul. Cu atât mai mult este o victorie mai frumoasă când întoarcem de la 1-0. Ne bucurăm pentru noi, pentru acest suport minunat care ne-au susținut, ați văzut și dumneavoastră, tot meciul. Și mâine avem dimineață refacere și trebuie să reluăm pregătirea. Ne așteaptă un meci dificil. V-au surprins cei de la Cluj cu acel gol marcat rapid? Da, ne-au surprins. Parcă începutul de meci nu eram așa de atenți, de montați pe joc, dar poate să luăm partea bună că de la acest gol parcă ne-am dat un refresh, parcă ne-am trezit și pe urmă totul a decurs foarte bine. Benefic VAR-ul în această seară, chiar dacă în primă instanță a acordat penalti pentru Cluj, apoi cartonaș roșu pentru Florin Ilie. Meciul, da, putea să o ia la penalti lor, dau 2-0, nu știm ce se poate întâmpla. Cum și noi am avut la Sepsi în prima repriză, să marcăm la final prin reprize, nu știm ce putea urma. Dar așa este fotbalul, VAR-ul pentru noi în seara aceasta a fost benefic și suntem foarte fericiți. E cel mai bun meci al tău în prima ligă cu două goluri marcate și asist? Poate da, pot spune că teoretic da, este cel mai bun meci, două goluri și asist. Dar am mai avut meciuri bune în care nu am marcat. Astăzi am marcat de două ori, sunt foarte bucuros pe această cale și îmi doream foarte mult să înscriu în această seară. V-a ieșit un gol superb, mă refer la cel marcat de Garita, tu ai pasat și el a fel l-a fentat pe... Da, este un traseu pe care l-am repetat și săptămâna asta cu Prepe și ne-a ieșit, suntem bucuroși că în mare parte ne-au ieșit traseele. A doua repriză am ținut mai bine de minge, am avut și superioritate și, cum am spus, suntem foarte bucuroși. Te motivează discuțiile astea că ai putea merge la FCSB sau la Craiova? Clar, mă motivează. Sunt foarte fericit, se vorbește de mine peste tot. Doar eu le dau oportunitatea să vorbească prin jocul meu, prin ce fac și în continuare mă pregătesc. Nicolae Dic a fost în tribună în seara asta, crezi că l-a impresionat? A fost la toate meciurile, știu că a fost la toate meciurile. Nu știu dacă asta e cuvântul să-l impresionez. Eu mi-am făcut jocul și sunt bucuros pentru echipă și pentru mine. Ce ar însemna să joci la o echipă care evoluează în cupele europene? Ușor, ușor vei să ajungi la subiectul, să mă pui să aleg între X și Y. Ambele joacă în conferență. Da, de ce nu să joc cu FC Argeș în cupele europene? De ce nu? Mersi, baftă! Mersi.